7. Aterizare cu parașuta la punct fix după sărituri de la 1500 de metri, dar și acrobații în aer. Băieții s-au întrecut în demonstrații, dar nu s-au lăsat mai prejos nici cele 12 participante la cea de-a 5-a ediție a concursului din Parcul Izvor. De la 1500 de metri, cele 12 parașutiste, 10 din România, una din Bulgaria și una din Muntenegru, vizează acea saltea pe care este amplasat un sistem de punctare și în centrul lui este un disc cu diametru de 2 cm. Cele care aterizează cel mai aproape de acel disc pe monedă câștigă competiția. Am ajuns mai departe din cauza vântului. Ziua de ieri a fost pentru salturi dedicate pentru această competiție, dar în total am 230 de salturi. Este o senzație de libertate și de adrenalină. Am terminat un salt și urmează încă două. Este foarte dificilă vremea sus, vântul este foarte mare, trebuie să fii foarte atent și dacă ai fost lansat greșit, ai șansă să nu mai ajungi în zona de aterizare aici. Cum a fost zborul până acum? Foarte fain, cum să fie. Greu? Așa. Nu a fost greu nici obositor. Cine ați reușit să aterizați? Vă salta. Ați probleme? Din păcate, da, a fost vântul puțin cam puternic în altitudine și nu ne-am atins scopul, ultimele fete. Primele au avut puțin mai mult noroc. Cu mic, cu mare, bucureștenii s-au bucurat de spectacol. Spectacol excelent, frumos și în fiecare an particip la el. Cine v-a plăcut? De cine v-a plăcut mai mult? A fost o concurentă din Croația, cred că, sau Serbia, un punctaj excelent. Foarte interesant și bine venit pentru adulți și pentru copii. O să vadă și ei cum se coboară din cer cu parașuta. Cum ți s-a părut parașutele astea? Încă nu am văzut, dar cred că o să fie uimitoare. Cred că s-au antrenat foarte mult ca să le iasă. Nu, și mie e frică de la așa înălțime să mă dau. S-ar plăcea totuși să sar ca e? Da. Mi-ar plăcea. Evenimentul este dedicat Smarandei Brăescu, prima femeie parașutistă din România.